Vicepreședintele Partidului Popular European, europarlamentarul Siegfried Mureșan, a declarat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un proces care va dura, însă chestiunea transnistreană nu ne împiedică să-i acordăm statutul de candidat la aderarea la UE. Aderarea nu este un lucru care să se întâmple acum, este un proces care va dura. Suntem conștienți de acest lucru, a afirmat Siegfried Mureșan într-un interviu. Potrivit europarlamentarului român, până la aderare mai sunt încă multe lucruri de făcut, atât în Republica Moldova, dar și la nivelul Uniunii Europene, inclusiv soluționarea chestiunii transnistrene. Însă situația transnistreană nu ne împiedică să acordăm Republicii Moldova statutul de candidat și să începem negocierile de aderare și nu ne împiedică să oferim Republicii Moldova multe beneficii concrete, chiar înainte de aderare la Uniunea Europeană. Chestiunea transnistreană nu este un argument pentru a ține Republica Moldova blocată. Procesul de soluționare a chestiunii transnistrene este un proces pe care trebuie să-l soluționăm în paralel cu negocierile de aderare, a afirmat Zicfred Mureșan.